Добрый вечер, бельцы. Огромное вам спасибо за то, что нашли время прийти. Pentru mine sunteți al doilea mecenat din istoria Basarabiei și a Republicii Moldova. Peste 60 de milioane de lei, asta toată lumea știe, a vărsat în fondul acestor domenii Renato Usatăi. Ați abordat problema lustrației. Cât este de reală înfăptirea acestei idei? Vă mulțumesc, domn profesor. Noi deja ne cunoaștem cu dumneavoastră din 1996. Eu eram student la Le Corbusier. Sunt bucuros să vă văd astăzi sănătos, având posibilitatea în prezența dumneavoastră să mulțumesc tot colectivul de la Le Corbusier, care i-a crescut și pe părinții mei, i-a învățat și pe mine. Vă mulțumesc, domn profesor. Și ține de ilustrații, eu cred că am deja cunoștințe destule ca să știu real ce se întâmplă în diferite domenii. Eu știu la față toți polițiștii, procurorii, judecătorii care au slujit diferitor regime. Lustrația este unul din obiectivele mele de bază. Că o să-i pun pe tot la respect și o să fiu, cum am spus, cel mai mare coșmar pentru tot corupția din Republica Moldova. Ministrul Agriculturii, eu să-l propun pe acel care o să înaintează liderii din țară, cei care produc ceva. Fix așa în medicină, eu sunt sigur că am vorbit cu mai mulți nume, cu mai mulți doctori, dar eu le-am propus, promis, că imediat după alegeri facem o masă rotundă, unde noi nu trebuie să ne rușinăm, să copiem, dacă este ceva bun. Nu contează că e Moscova, București, oare e Berlinul. Și noi trebuie să luăm cei și deja au fost undeva implementat, dar să nu dădem cu capul în străchini așa cum s-au făcut la noi toți anii ăștia. Dar eu trebuie să fiu locomotiva specialiștilor, dar nu curcanilor. Este un lucru important. Votăm blocul electoral Renato Usatăi. Suntem cea mai puternică echipă. Puterea e în adevăr.